acasă. Bun găsit! Ea este Linda, eu sunt Costi, împreună susținem campania TVR Craiova, Prietenul la nevoie se cunoaște. Câinii sunt cei mai buni prieteni ai omului. Haide să-i susținem și noi, și ei au nevoie de ajutorul nostru. Linda a fost salvată de mine în urmă cu o săptămână. Mi-a adus-o un om, a găsit-o la Râmnicu Vâlcea, abandonată. Mi-a spus că îi pare rău de ea și deși nu are unde să o țină. Și i-am spus că o să-l ajut eu, o să o iau și o să vorbesc cu Daniela să o aducem aici la adăpost. Linda este doar ultima cățelușă salvată de Costi din zecile de câini loviți sau abandonați cărora le-a dat a doua șansă la viață în ultimii ani. Pentru Costi, cei mai buni prieteni de pe pământ sunt căței, iar dragostea și devotamentul pentru ei îl fac să miște munții din loc. Povestea a început în urmă cu 4 ani, când nu a putut să treacă indiferent pe lângă Rex, după ce îl lovise o mașină și a decis să se implice, deși era doar un copil de 12 ani, fără resurse materiale. De la un cățel, Rex se numea. L-a călcat mașina și eu m-am implicat să-l salvez, pentru că dacă nu îl salvam, în sensul să mă implic să-l duc la un cabinet veterinar, să îi facă o intervenție chirurgicală, el murea. Eu nu aveam suport financiar, nu avea cine să mă susțin atunci la început, dar o prietenă de-a mea mi-a dat numărul la o doamnă care are un ONG sau un grup pentru salvarea animalelor. Și am luat legătura cu acea doamnă și după operație, după aproximativ o jumătate de an, l-au și adoptat o familie din Germania. Costi are acum 16 ani și este deja un veteran al salvării animalelor. Adolescentul cu înfățișare încă de copil, dar cu voință și determinare cât pentru 10 adulți, a crescut la un centru de plasament din Râmnicu Vâlcea, fără să cunoască dragostea părinților. Asta nu l-a făcut să aibă o inimă de piatră, ci dimpotrivă, o inimă mare, plină de afecțiune, dăruită altor suflete singure pe lume. Iubesc animalele pur și simplu și pentru mine câinii sunt familia mea, nu nimic altceva decât animăluțele sau câinii, nu știu cum să vă zic. M-au mușcat, nu mai mult, dar mie n-am pățit nimic, n-am făcut vaccinuri, nu, și n-am pățit absolut nimic. Nici nu m-am umflat, nici nu m-am infectat. Și pe urmă ai mai iubit, ai mai mângâiat? Păi normal. Dacă mă mușcă nu înseamnă că... Dacă mă mușcă nu trebuie să-i bat, să mă apuc să le bag bețe pe gât sau alte chestii. Nu, trec cu vederea. Dacă mă mușca un om, era mai agresiv și eu. Aș continua să ajut toate animalele. Nu. Nu a avut până acum un acasă unde să se simtă ocrotit și protejat. De câteva luni însă, Asociația Măriuța din Desa, județul Dolj, este locul unde vine cu drag. Pe Daniela a cunoscut-o anul trecut, dar parcă se știu de o viață și se simt ca și cum ar fi mamă și fiu. I-a unit dragostea pentru animale și dorința disperată de a le ajuta. Ne-am întâlnit pe 1 decembrie, el mi-a adus un cățel lovit de mașină. Eu în acel moment am simțit că Costi face parte din familia mea. Daniela? Daniela face orice pentru câini. Cum să vă spun, și-ar da totul. Și la centrul de plasament din Vâlcea are responsabilități, căci aici trăiește cea mai bună și veche prietena a sa, este Lupița, pe care a tratat-o de mai multe boli și căreia îi destăinuie toate secretele sale. Lupița este a centrului de la Vâlcea, așa, și Lupița, angajații, copiii au băgat în ea foarte multă mâncare. Așa, și ea s-a făcut, este obeză acum, Lupița. Acum 3 ani jumate, când m-am dus cu ea la veterinar că nu prea vedeam bine, cred că a avut 83 de kilograme, ceea ce pentru ea nu este bine. Ciobănești german cu 83 de kilograme. Așa, am băgat-o pe tratament, tratamentul mă costa pe lună 100 de euro, mă mai ajutau niște doamne, că nu puteam să achis suma asta.
Și am reușit să o fac bine, să o pun pe picioare în prezent. Are, cred că are 43 de kilograme. Trăiește cu mulți copii, Lupița. Lupița nu prea îi plac căței ei, ea mai mult îi plac copiii, trăiește cu oameni. Costi îi îndeamnă pe toți cei care vor un cățel să adopte dintre cei care sunt în adăpostul Măriuța, căci aici fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire. Într-o lună, cei peste 500 de căței consumă 9 tone de hrană și, nu de puține ori, Daniela nu știe dacă a doua zi va mai putea face rost de mâncare. Adăpostul Măriuța are nevoie de ajutor. Ajutorul constă în adopții, mâncare, deparazitări și toate tratamentele.